Ce frumos. Da. Da. Acum, ești pregătită pentru... Era noapte polară, practic erau 3 ore de lumină și atât. N-am? Da, nu știu ce vreți să mă întrebați, în fine. Ui, dacă nu convine, să știi că nu răspund, ca să știi. Nu, dai cu aia. Îți dau ție închelie. Pălește pe cine te mai aproape. Poți nuanța răspunsurile doar dacă ții nevoia. Dacă nu răspunzi, doar cu n-am. Bine, domnul Capato, să vedem ce vreți voi mie să-mi faci. Dacă nu convine, nu-ți răspund, ți-am zis. Vezi că au venit toți, au răspuns sincer. Dacă eu am răspuns sincer. Îl pălești pe Andrei. N-am obsesii. Obsesii? Da. Am! Da, știam. N-aveai cum să ne minți. Ești... Care e cea mai tare obsesie? Chițibușară, n-a zis? Da. E să te ferească Dumnezeu. Și să fie totul perfect, să fac totul perfect. Da. N-am fobii. Am. Ce fobie? Păi nu vi le zic, că după aia o să mă aveți la mână. Numai una. Zici și tu una. Da. Am mai multe. Deșert, de paianjen. Nu pot să zic numele. Șobolan? Nu, de reptile. Rău, rău, ceva rău. Păi nu e vreo rușine. Păi da. Nii nu e... N-am zis că e o rușine, dar zici ce să... Dacă vreți să faceți rău, știți? Cu ce să... Să iau un crocodil acum. Șerpii sunt simpatici. Stai din gură. Maxim. Noi doi ne-am consumat porția de rău în viața asta. Nu mai fac rău. Și el nu pare să-mi facă rău. N-am talente de care... Cazacul, poate, da. Dar de cu ce am făcut? De ce tot cu... Dar eu văd în viața mea. Să nu scos reptila. Așa, zi. Deci asta e una din ele. N-am talente de care nu știe nimeni. Bă, s-ar putea să nu știe nimeni, da. Știu să dansez foarte bine. Da? Da. Uite, nu știam. Ai văzut? Un anumit stil sau orice? Cam... Ai făcut școală? Nu știu să fac flic-flacuri, dar... Nu flic-flacuri, mă, nu. Știu, da, de societate. Valsa, go, asta zic, da. Salsa, de-astea. Da? Am da, trăit făcut, 8 ani cu un dansator, ce crezi? Așa, mă, bravo. Așa e, da. Dacă ne aducem aminte, și așa eu e, prost, da. Corect. N-am făcut foame. Da. Da. Da, da. La noi? Sau păi, în Franța? Când m-am cunoscut eu cu Cornel, de exemplu, da. Tata mi-a zis, bă, fii atent, ți-ai terminat facultatea, te-ai întors, pa! Wow. Adică... Păi, da, și la modul foame? La modul foame. Pentru că eu n-am mai vrut să stau cu ei și m-am mutat în chirie. Și mi-a zis, ok, îți plătesc 3-4 luni chiria, dar alți bani nu vezi de la mine. Uh-huh. Foame. Deci în România, nu în Franța. În România și în Franța, dar în Franța am drămuiam banii eu așa, fine, mă descurcam cât de cât. Da, bun, da, toți am trecut și până de asta. N-am avut iubiri neîmpărtășite. Am avut, normal. Adică pe genul să fii îndrăgostit de cineva și să nu să te refuze. Nu s-a ajuns chiar până când să mă refuze, pentru că eu sunt foarte rușinoasă și gen am tăcut. Da. N-am avut iubiri toxice. Am avut. Da. Cine n-a avut? Da. Ceva rău, rău. De care tocmai spusesei? Cornel? Nu. Cu Cornel am avut o relație extraordinar de frumoasă. Înainte sau după el? După. După? Da. După. Na. Una din care tocmai am ieșit după 10 ani, da, mă rog. Corect. Asta nu e toxică, mă, aveți un foarte copil. Foarte toxică. Aveți mai mult decât copil, toxică. Eu zic că o relație... Din... Nu există. Sunt lucruri diferite. Zici? Total. Copilul nu e mai mult decât orice toxicitate? Nu, copilul nu trebuie să trăiască în toxicitate. Păi nu, și eu am greșit că am făcut asta. Ok. Am înțeles. Da. Am târât-o prea mult. Mult prea mult. Cu intenții bune, probabil. Da. Drumul spre ea de pavadă intenții bune. Da. N-am avut probleme cu poliția. Nu. Nu mi-aduc aminte eu să fiu, nu. Nu știu, așa, nu știu, că mi-a dat o amendă sau așa, dar altfel nu. Aia nu e o problemă, aia e așa, o avertizare. Intersectare. N-am câteva sute de mii de euro în cont. Nu am. Nu am. Mai ridicați tacheta, 1 milion. N-am nici măcar câteva sute de mii de lei în secunda asta, așa că nu. Am înțeles. N-am regrete profesionale. Mă, nu prea am, să știi. Dacă ar fi să fie un regret, este că... În genul că poate ți-ai fi dorit să faci ceva până acum. Am fost foarte dezamăgită și am renunțat prea ușor la televiziune. Uite. Păi și... E loc de întors. Da, la vârsta mea, nu știu, da. Nu cred că se mai pune problema așa. Mai ales că acum toată lumea zice că televiziunea e pentru bătrâni. Să revin eu în televiziune la 47 de ani, nu știu ce să zice. Eu am 50, uite. Dacă n-ai, păi da, dar tu n-ai plecat, eu am plecat.
A, tu zici de faptul că ai dispărut o perioadă și asta te-a încurcat? Ca și moderator, vreau da, să spun. Că atunci ar fi o problemă. A venit Iza și am renunțat, da. De când timp? De 8, de 10 ani? Păi nu, că am mai avut la Antena 2, am mai avut emisiuni. De asta zic, nu e cât sunt a fost, cât e pauza? 6 ani, cred, de când n-am mai făcut emisiuni. 6 ani, dar tu ai tot apărut în anii ăștia. Da, dar n-am mai făcut proiecte, da. Asta nu se uite, e că am mers cu bicicletă. Nu, adică eu n-am uitat, nu. Doar se că poate, se poate. Trebuie să mă și vrea cineva. Ei m-au uitat. Da, exact. N-am avut întâlniri pe nevăzute. Cum sunt astea, mă? N-am avut. Blind date-uri. Dar te vedeai pe timpuri, adică când nu erau astea de socializare. Da. N-am avut așa ceva. Ne vedem la fântână cu un ziar. Am trecut și eu pe lângă. Nu, la modul că eu am o prietenă sau un prieten care vrea să te cunoască și tu nu-l știi. Și mergem în oraș și e pe nevăzute. În vremurile astea e greu să mai ai. E greu să mai ai. Telefonul fix. Asta era pe nevăzute. Da, cu telefonul fix te duceai la această universitate. La universitate. Nu, dar astea erau pe nevăzute. Tu aveai o prietenă, eu aveam un prieten. Și atunci n-aveai unde să o verifici. Da, dar n-aveai unde să o vezi, exact. N-ai prins perioada asta, nu? Sau n-ai participat la așa ceva? La ce? La genul ăsta de întâlniri. Nu, nu, de nu mi s-a întâmplat, nu. Nu? Ce de obicei de se termină. Se putea întâmpla lucruri chiar uite, frumoase. Și Dan a zis, de două ori a trecut pe lângă. Băi, da, că era... Nu că era meu vreun frumos, dar era ceva. Mă rog. N-am suferit din dragoste. Am. Ai suferit, nu? Normal, toți am suferit. Ca toate fetele. Și, și băieții. Plâng câte dată. N-am făcut o gafă. Am făcut la greu. Știi vreuna celebră? Eu am făcut una în direct, mai mult decât celebră. În direct? Celebră. Care celebră, care? Bă, am povestit-o, cred că. Nu mai zine. Am o zină și nouă, că nu suntem noi. Păi n-am zis-o și aici? Nu. Băi, băiatul, încep eu. Și după aia continui. Acum 3 ani, 2 ani, când s-a lansat, de 1 decembrie au lansat melodia Costi Ioniță cu Vlăduța Lupău, cu toată lumea, hai. România mea, melodia aia, care era formată din două părți. Partea cu Vlăduța Lupău și cu nu mai știu cine, e foarte cunoscută. Costi Ioniță. Da. Și part cu românii în videoclipul e făcut de Alex Ceaușu, cu român de succes, cu Ilie, cu Paulescu, cu toți, care, cu Henri Coandă, cu foarte mișto. Și educativ și clipul. Și partea a doua, care este cu Minodora și cu alți băieți. Claudia de la Crim. Ah. Eu pe ecran aveam tot timpul în timpul discuției. La noi în platou, Costi, cu Minodora, cu Claudia și nu cu Vlăduța Lupău, cu cealaltă fată care seamănă cu Vlăduța Lupău. Foarte bine. Eu pe ecran. Și Costi, nu ce, și tu, Vlăduța, ce ai făcut? Nu știu ce, răspunde săraca fată. Bă, acum un an și ceva, de ce mai mare gafă? Iară mai nu știu ce, și tu, Vlăduța, nu știu ce, iară răspunde. Săraca nu ți-a zis, dar nu băi, eu. La final, zice, auzi, mă, am și eu ceva de... Zic, hai să și cântăm, zice, știi, eu nu sunt Vlăduța. De-aia cu Tom și Jerry să facă groapă, să bage, să tragă, așa m-am simțit. Băi, influențat de imaginile alea, eu eram convins că a venit Vlăduța Lupău. Da, nu știu, am făcut gafe, am confundat. Diana Bucșa era, seamănă dacă o să cauți România mea. Dar n-am făcut gafe de alea nenorociri, dar am mai făcut. Nici atât, astea sunt haioase, dar e nasol să-i zici unui om, cum ți-a zice ție acum, abar n-am. Nu știu, ce fai Mihai Arbulescu. Da. Adică, bă, dar eu nu sunt fata aia. Adică săraca a avut bun simț, m-a lăsat o dată de două ori. Dar știi că... Dar cât te mai întins cu gluma? E un celebru că... Regie, m-au ajutat și colegii de regie extraordinar. Îți zic pe scurt și merită căutat. E o emisiune, nu știu, la Agro TV ceva, în care primul invitat începe la discuția moderatorul și îi spune, bună ziua, bine m-am găsit. Domnul psiholog, da, cu tare cu tăciu. Astăzi o să discutăm despre, nu știu ce, cu domnul psiholog și ăla. Și moderatorul merge mai în continuare și am zis, ce, vă văd că vă uitați așa la mine. S-a întâmplat ceva? Zice, nu sunt domnul psiholog. Vai, dar ce scuze, dar ce gafă, dar la care la să-l ajute. Nevastă-mea e psiholog, dacă vreți, suntem vorbi. Cu adupă rămână, da. Nu, mie la nici televiziune nu am făcut gafe așa, nu. Grave. Nu, dar așa faci, că faci. Numai acum o pulvă sau o confuzie, nu e gafă. Țin minte că a fost odată, dar n-am făcut-o eu. Eram, prezentam, aveam pasa la știri cu Saba. Da. La drept la țintă, știi? Da, la canal de, da. Eu așa îi dau pasa la, de știri lui Saba, zice el, urmează știrile, bla bla, mă rog, ce avea el de zis acolo. Revin în platou, direct, îți dai seama, da, știi? Da. Păi și-a uitat să-i închidă... Microfonul, la valiera lui Sabah, înțelegi? A uitat.
Și se auzea la mine în platou Saba care cânta O Sole Mio. Înțelegi? Bine că nu băga. Ăla a fost singurul moment mai așa, dar nu a fost. Adică ne-am amuzat oricum. Și el și eu și toată lumea. Putea să iasă mult mai rău, să apuce, să înjure. N-a zis nimic, grav. Da. Am, n-am complexe. Am. Toți avem, eu nu cred că există om. Uite gușa, e un complex pe care l-am groaznic. Asta se poate rezolva. Știu, pe acum mă pregătesc. Da, important este că, adică nasol este să ai ceva ce nu poate fi rezolvat, știi? Nu, deci asta e singurul complex pe care l-am real, este faptul că, uite, am slăbit așa și am chestia asta aici care nu reușesc să scap de ea. Ai scăpat de alea mai grave de la stomac, asta e o vrăjeală. Adică o vrăjeală. E o chestie minoră față de ce ai avut de... Da, că ai o să avut vedem. De, ai mai avut de reparat pe aici mult mai... Păi n-am reparat. Nu? Am, între timp am mai slăbit, dar n-am reparat la burtă. N-ai făcut... Deși pare că am făcut-o. A, și merge așa până la urmă? Mai aștept un pic. Știu că ne spuneai că trebuie să elimini un exces. Mă scoate din us prea mult. Vezi că pielea poate își recăpăta, își poate recăpăta elasticitatea, cumva. Eu am detăiat aici, dar pentru că am mai slăbit în continuare, nu se mai vede așa, știi? E bine, na. Dar gușa ta vreau să scap de ea. Am, n-am tatuaje. Am! A, bravo, mă. Dacă mă întrebai, juram că n-ai. Dar ce sunt? Te vede? Da. Stai așa. A, acolo gata, văd. Sunt singurele? Sunt două litere, nu? Maria Izabela. Maria Izabela. Maria Izabela, da. Și aici Izabela și o coroană. A, deci sunt făcute relativ recent. Când adică am născut, după ce am născut, da. Până atunci, niciunul. Nu, nu. Da. Este un... sunt foarte mulți oameni care, în momentul în care au copii, își fac primul tatuaj. Da, știi? Eu atunci mi-am făcut, la 37 de ani. Da. N-am controlat pe ascuns telefonul partenerului. Oh, la greu. Dar nu în ultimii ani, când eram tânără. Toți zic asta, bă, n-am făcut niciodată așa. Când eram tânără, făceam tâmpenia asta. Jur! Deci când eram tânără, făceam asta, da. E, nu știu, problema e că o făceam degeaba, că niciodată nu am găsit nimic, jur. De ce să faci asta, că risc să găsești ceva? După care n-am mai făcut-o, adică n-am, după aia m-am lăsat complet, nu m-am mai interesat. Mă rog, prostie. Păi dacă găsești ceva, probabil te desparți, nu? Păi da, nu mai bine să nu știi. Nu mai bine să nu știu, păi așa mă joc la concluzie. Mai bine să dau o treabă a mea. În momentul în care simți că e ceva. Nu știu, când eram mai tânăr, cred că o făceam așa, că eram descreierată. Exact, alții o fac de nebunie. Da, descreierată eram, total nebună. N-am făcut o scenă de gelozie. Oh. Mă, du-te mă dai. Cum face Oana când se gelozește? Urât rău. Foarte urât. Păi nu vezi cum a ridicat la școală, da? Aha. N-aș... Dar mi-a trecut și asta. Trec. Toate trec. N-am făcut shopping online excesiv. Mă, să știi că nu. Nu te-a prins asta, nebunia asta, să cumpărăm orice? Dacă nu. Spun ce am cumpărat eu... Nu. Păi băiatule, nu, că nu, eu cumpăr foarte responsabil. Și mi-a plăcut mie un dispozitiv care stoarce și ultima picătură de pastă de dinți. Nu ți s-a întâmplat? Nu ți s-a întâmplat când ai mai mare nevoie? Dar știi că mi s-a întâmplat în seara asta, înainte să vin. Normal că m-a spălat pe dinți înainte să vin. Am un dispozitiv. Era ăla aproape gol, așa m-am chinuit de mi-a venit rău, știi, să mai scot ceva. E un dispozitiv care ți-l rulează și ți-o presează și îți mai scoate ultima bobiță. Dar o faci de chiuvetă așa. Dar asta nu înseamnă cumpăra compulsiv. Nu compulsiv, prostit. Nu e compulsiv, am zis... Dar excesiv. Eu mi-am luat cască de cap. Mi-am luat cască de cap cu lanternă. Vezi că e până la Laconia. Ai ideea de mine că nu te vede lumea. Deci în Laconia, când te duci noaptea pe lac să vezi aurora boreală, trebuie să fie întuneric beznă. Tot, nimic, nicio lumină. Și ca să până ajungi acolo, trebuie să-ți pui o dea de miner. Dar nu vezi că e alt tot. Să vezi unde mergi. Occipitala. Nu, e negru, negru, mâncați și curate. Jucați la junior, eu cu 7 tigăi dry cooker, ce să zic? Nu, eu n-am prostit, de asta eu nu. Băi, într-o perioadă înainte de pandemie, mă, dădeau tot felul pe... Pe Instagram, apărau tot. Dacă am cumpărat dispozitiv de tăiat pepene în felii egale, dar n-am găsit niciun pepene care să-mi cap până la zi. Un cerc așa, cu niște lame de alea tăiate. A, și pui pe el. Și pui pe el, mamă, dar ți-arată pepenele perfect, să moară măsa. Și când ai făcut atât. Nici nu l-am văzut că există așa ceva. Eu am dispozitiv de împărtat sarmale. Ăla poate e la stilot. Da? Că niciodată nu reușești să tai pepenele cum trebuie. Nati care n-a găsit niciodată dispozitiv de împacheta sarmale. Da, ți le înfăriază imediat. Ce super! Da, pui foaia, pui carnea și nu știu cum, pac, pac și din două ți-a făcut
sarmaua. Dar mai avut imprimantă de aia mică, să spun, dar imprimantă pozele din telefon. Mi s-a părut că e o prostie și n-am cumpărat. Am luat-o. Peggy, și merge? Peggy, nu știu cum merge, dar merge, nu-ți dai seama cine e în poză. Că e foarte pixelat tot. Adică, mi-am cumpărat fântână, fraților, în apartament. Ai de la... Ai fântânița de aia? Poți să te dai mie, că eu am 1000 de metri de curte și... Robinetul ăla, care stă singur. Robinetul ăla, mai simt de pătiful Nenicu? Robinetul care stătea singur și curgea apă. Sau imediat după revoluție. Și avea impresia că curgea apă în aer. E un robinet care stă stătător în aer. Dar el de fapt are o țeavă care vine și apa vine pe lângă țeavă aia. Și tu ai impresia că robinetul e în aer. N-am e foarte așa ceva. A mea e, bă, a mea e cu o bulă. A mea e cu o bulă, cu o bige care stă în aer, așa? Da, 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 și lampa cu lavă? Da. Lampa cu lavă, am la mamă. Lampa cu lavă? Lava? La mamă. Lava, mă! Lampa cu lavă aia care face să chinuie, să chinuie... Face o pulă! N-am văzut în viața mea așa ceva, jur! Și am un vapofor și îmi pun ulei cu apă și am aromaterapie. Hai că am dat-o în altele. N-am înșelat, înainte de publicitate, întrebare grea. Nu? Nu. Nu am înșelat deloc. Alții au înșelat cu mine pe altele, dar eu nu am înșelat niciun bărbat cu care am trăit în această existență. Foarte bine. Luăm câteva minute de publicitate și revenim, că mai avem câteva întrebări de alea mai, din ce în ce mai grele.